Doamnelor și domnilor, bună seara! Și bun găsit la Flash Monden! Ce zi de sâmbătă frumoasă și nici că o putem încheia mai bine ca acum. Să fim alături de telespectatorii noștri, ai vrut să zici, nu? Zii tu! De unde? Știam! Dar n-ai cum să-mi iei vorbele așa? Nu, n-am cum, îmi cer scuze. Tu iar ai lucrat cu stelele, cu astrele? Nu e adevărat. Este minunat să fim împreună din nou, așa că vă propun, dar să nu mai pierdem timpul. Așa zic și eu, să vedem titlurile ediției. Fica Sânzianei Buruiane e copil minune, e model la 6 ani și acum s-a lansat și în muzică. Vedem imagini cu mica vedetă imediat la Flash Monden. Miss Universe Ucraina le-a învățat pe cele mai novice aspirante la titlul de model ce înseamnă meseria. Vedem imagini superbe în această seară. Cameron Diaz s-a transformat total de când a renunțat la actorie, nici că o mai interesează cum arată. Explicațiile fostei vedete de la Hollywood imediat la Flash Monden. Are mama o fetiță talentată foc și, cum se știe, așchia nu sare departe de trunchi. Uite că fica Sânzianei Buruiane este o mică vedetă. Izabela nu doar că este model internațional la 6 anișori, dar mai nou cântă trap. Da, l-ați auzit bine. Micuța Iza s-a lansat în muzică în videoclipul Biancă-i Rus. Priviți și vă minunați ce dă din ea puștoaica. Așa mamă, așa fică, Izabela Zuluf are mari șanse să o întreacă în notorietate pe mama ei, fost asistentă de televiziune, Sânziana Buruiană. La 6 ani, Iza e model internațional de succes și mai nou, cântă trap. Micuța a filmat și primul ei videoclip, alături de Bianca Rus. Să vă zic încă ceva, diplomată e viața mea. A fost cooptată de Bianca Rus în noul ei proiect. Avea nevoie de cineva să cânte trap în piesa Scrisoare pentru iepuraș. Micuța a cântat 2 versuri prin care transmite un mesaj tuturor copiilor. Sunt foarte încântată că m-a cântat pentru prima dată în cadrul melodiei Biancă-i Rus, că ea își dorește foarte mult să fie cântăreață când o să fie mare și am cântat-o foarte mult stilul melodiei cântată de Bianca. Ca trap sau cum îi spune ea, cred că ar reprezenta o genul ăsta de muzică. S-a descurcat foarte bine cu vestimentația și cu ea și-a ales ținuta de iepuraș și atitudinea, bineînțeles, au fost toate conceput de ea și împreună cu Bianca și că a fost singurul copil care a cântat în melodie, chiar dacă au mai apărut în piesă și alți copilași. A fost uimită că a fost profesionistă, a ascultat indicațiile regizorului, chiar și-a inventat singură coreografia pe melodie și chiar dacă îi place, mi-aș dori și eu să aibă o carieră în muzică. Sânziana Buruiană s-a mutat la Budapesta în perioada pandemiei, unde a prins un contract gras în televiziune. Este căsătorită din 2015 cu fostul fotbalist Nicolae Zuluf și împreună au 2 fetițe, Izabela de 6 anișori și Antonia, născută în octombrie 2020. Și dacă tot vorbeam de modeling, o aducem în prim plan pe Heidi Klum. Pe covorul roz de la Billboard Women Music a făcut senzație. O vedem la rubrica Așa da, așa nu. Vedetele se formează de la vârste fragede, iar când vine vorba de modeling, și mai și. Păi da, să înveți să pozezi, mm-hmm, nu este o treabă ușoară. Este ca la teatru. Totul este un rol pe care trebuie să-l îmbrățișezi. Vorbește al meu coleg, da. Cove, actorul. Așa se face că micile viitoare modele de la Kids Academy râvnesc la titlul de Miss Universe, iar profesoarele au avut tocmai pe Miss Universe Ucraina și Miss Universe România, Bianca Tirșin.
au pozat, s-au machiat, s-au îmbrăcat și a fost o ocazie bună de a mai fura meserie de la cunoscători. Fetițe de toate vârstele, aspirante la titlul de model, au avut o zi desprinsă parcă din povești. Academia la care învață tainele meseriei a organizat o ședință foto ca la marile case de modă. Make-up artiști, fotografi, designeri, cu toți au pus umărul să le ofere copiilor o zi de neuitat, iar cele mici s-au implicat total. Au pozat, au ascultat indicațiile prețioase, au zâmbit când a trebuit și nici că au ieșit din cuvântul profesioniștilor. Creațiile vestimentare au fost atent alese. Designeri precum Elena Georgiana Ioniță, Luisa Willems și Oana Savescu s-au ocupat de tot. Miss Univers Ucraina și Miss Univers România 2020, Bianca Tirsin, s-au numărat și ele printre invitați și au pus umărul la treabă. Au ajutat la partea de coafură și make-up. Mi-ajut prietenii tot timpul și sunt aici pentru Bianca, pentru Academie, pentru fete, pentru copiii de la Academie, oricând. Și da, am încercat să fac decor, am încercat să le fac la păr, am încercat să fac handybar, am încercat să le fac de toate ca să o ajut. Încerc să le pregătesc nu doar pentru scenă, cât și pentru viață. Noi avem și un proiect, se numește Little Girls Will Change the World, unde avem interviuri cu fetițele, avem conferințe, avem fetițe care, gândește-te, avem o fetiță care este la a treia carte, la 12 ani. Niște genii aș putea să le numesc. Și aceste genii, aceste micuțe fetițe care sunt până la 15 ani, până aproape de vârsta adolescentă, nu știu, au carismă, fac foarte multe și totul se întâmplă în engleză. Micile aspirante la titlul de model își doresc de la mic la mare să ajungă pe copertele revistelor, dar asta nu e treabă ușoară și nu o poate face cineva nepregătit. În fiecare lună avem câte un alt concept și de fiecare dată sunt la fel de încântați. După cum vedeți, nici coafura lor nu este ceva normală de zi cu zi, este un pic mai atipică, cu păr un pic mai ciufulit, dar ei sunt foarte încântați. Acolo e ca în actorie, se joacă un rol. Modelul trebuie să intre în pielea personajului, să înțeleagă conceptul ședinței foto și să se poată adapta. Ei, și tot de modeling vorbim, hai să vedem și cine face legea în domeniu. Cine crezi? Draga mea, aici nu ai cum să mă prinzi. Heidi Klum, evident. Fix de ea, Cove, fix de ea vorbeam. A fost pe covorul roz la Billboard Women Awards și s-a oprit timpul în loc când a pășit în fața aparatelor de fotografie. Tot acolo a fost și Cristina Aguilera, deloc de neglijat. Da, le vedem acum în rubrica Așa da, așa nu. Cornel, bună seara! Bună seara! Bună seara, Deana, bună seara, Cove, bună seara, doamnelor și domnilor, vă salut din platoul Așa da, așa nu, pentru că în această seară urmează să discutăm niște ținute spectaculoase, dar nu înainte de a-mi saluta invitatul, Cristian Bucă, Make-up Artist International. Nu vă spun mai multe, o să știți dumneavoastră, bună seara! Bună seara! Ce faci, cum ești? Foarte bine, abia așteptam să ne vedem și să mai vedem ținute și... O să te caute lumea pe rețelele de socializare și o să vadă despre ce vorbesc, dar până atunci vă spun că s-a derulat covorul roz de această dată pentru o seară dedicată femeilor, Billboard Woman in Music, eveniment care a celebrat talentul și succesul reprezentantelor sexului frumos din domeniul muzicii și divertismentului. Frumoasele celebrități care au inspirat generații de femei prin munca lor au acceptat invitația organizatorilor și au defilat pe covorul roz, iar cea care deschide lista vedetelor este talentata Ciara, care a fost anfitrioan acest eveniment și care în 2009 a primit titlul de Femeia Anului. Primește și una așa da pentru locul ei? Superbă! Eram superbă. Sigur, eram sigur că o să spun așa! Animal print, leather, badass girl, superb! Am înțeles. Spune-mi puțin de machiaj. Machiajul îmi place. Machiajul în stilul american, contouring, glow, dar este perfect. Așa da. Așa, da, eu încă nu sunt sigur, pentru că dacă o să vă uitați atent la poze, o să vedeți că în jurul taliei, în jurul acelei curele, cam iese ceva de acolo, dacă sunteți foarte... Uitați și poza aceasta, se vede.
cred că a scăpat puțin la un restaurant înainte de eveniment, pentru că nu prea stă acolo. Dacă mă înțelegeți, nu, nimic nu stă cum trebuie să fie, dar dacă o pozăm din față arată foarte bine, impecabil. În schimb, când este pe un lateral, vedeți, cam iese ceva de acolo. Dar nu este greșit, că până la urmă fiecare mai mergem la câte un restaurant și mâncăm. Păr, machiaj impecabil, îmi place combinația de animal print și cu piele, dar cumva acele decupaje din jurul taliei le-aș fi vrut pline, tocmai pentru a evita astfel de... neplăceri din punct de vedere stilistic, dar asta este, se întâmplă și la case mai mari. Oricum îmi place foarte mult ținuta, primește așadar și din partea mea. În schimb, Doja Cat a fost una din fericitele serii, deoarece a plecat acasă cu un premiu muzical și a și urcat pe scenă pentru a performa. O creație a unui designer venezuelan a fost opțiunea evenimentară, la care a ales niște bijuterii impresionante. Așa da sau așa nu? Nu mă dau un vânt după ținută. Dar după bijuterii. Diamonds are forever. Girl, exact, și girls best friends. Nu mă dau după ținută. Într-adevăr, este elegantă. Pentru un eveniment muzical aș vedea cu totul și cu totul altceva. Pentru stilul pe care îl cântă, genul muzical pe care îl... la bordează ea, aș fi văzut o cu totul și cu totul altă ținută. Machiajul acolo este puțin elaborat. Machiajul este, da, clasicul și eternul eyeliner. Un pic făcut așa cat eye, dar cum nici asta nu-mi place. Cu mici floricele exact, acolo. Exact, cu mici floricele, dar nu. Așa nu? Așa nu. Păi, să vă spun că această ținută pe catwalk nu era chiar până în pământ, ci undeva 3 sferturi și arăta foarte bine pe model. Dar nici în cazul de față nu-mi displace, pentru că mi se pare că o avantajează, fiind mai lungă rochia. Îmi place, nu mă deranjează nici decolteul generos. Am avut noi în edițiile precedente alte decoltee generoase care nu arătau la fel de bine. Drept urmare, este un plus pentru ea. De bijuterii nu mai spun, că sunt spectaculoase, deși mă deranjează puțin faptul că sunt cercii atât de mari, pentru că, mă rog, cumva intră peste colier, dar nu-mi displace ținuta lucrul per total. Drept urmare, din partea mea o să primească un așa da. În schimb, Sweetie a primit premiul denumit Game Changer, iar pentru covorul roz ea a decis să se prezinte cu acest look care arată diferit față de ținuta prezentată de designer. Așa da sau așa nu? Parcă ți-ai retrage cuvintele de la ținuta de dinainte. Da. În momentul ăsta mi-aș retrage. Darurile au fost aruncate, nu. Drept urmare? Nu, așa nu. De ce? Prea multă vulgaritate. Așa. Prea multă... Adică... La o femeie, oricât de generoase ar fi formele, mai lasă un pic de mister. Lasă oamenii să... Să fabuleze. Să fabuleze, exact. E prea la vedere totul. E prea mult. E prea mult. Prea ca la țară. Așa? Așa nu. Așa nu. Ce să vă spun, că îmi plac unghiile ei mari și foarte întortocheate sau că îmi place părul lung, de exemplu, da, arată bine pentru ea, cel puțin. Dar ținuta, am văzut-o pe catwalk. Pe modelul de pe catwalk arată foarte bine, pentru că nu este așa generoasă. N-a primit atâtea de la mama natură sau de la medicul estetician, în după caz. Dar, cum spune și tu, mi se pare că este vulgară, de-a dreptul vulgară, apariția ei, chiar dacă nu se vede nimic de acolo, ce e bine ascuns, totuși este mult prea vulgară și cumva tot acest eveniment mi se pare că trebuie să aducă femeia în prim plan, prin munca ei, ori ceva este în antiteză aici și nu este chiar foarte bine, așa nu și din partea mea. Dar Christina Aguilera, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, a ales un costum negru de piele cu un accesoriu la gât și la piept. A renunțat la părul strâns în coadă în favoarea părului creț. Cum ți se pare apariția ei, în schimb? Mi-aș dori să mai dea să dăm anii înapoi? Exact, să mai dea câteva kilograme jos. Așa. Și mi-aș fi dorit să nu-și facă atâtea operații estetice câte are la față. Câte dorințe pentru... ai în această seară? Da. Ce te-ai mai dorit, de exemplu? Nu-mi place ținuta deloc. Accesoriu, da, este foarte frumos.
Machiajul o îmbătrânește extrem de rău. Da, e un așa nu. E un lucru nereușit. Deși eu sunt un foarte, foarte, foarte mare fan Cristina Aguilera. O să urăm după emisiune, dacă vrei. Într-adevăr, ceva nu se potrivește acolo. De la timpul care se vede că a trecut peste ea, dacă înțelegeți la ce mă refer, la părul vâlvoi, kilogramele în plus, croiul care nu mi se pare că o avantajează, păcat de acei pato stileto și accesoriul de la cât care într-adevăr arată foarte bine, dar în rest mi se pare că s-a îmbrăcat așa în pripă, pac, ce am în garderobă, le iau pe mine, mă duc repede, dau bună seara tuturor și am bifat evenimentul. Dar nu ar trebui să se întâmple așa. Toată echipa din spatele ei ar fi trebuit să-i spună: uite, nu arăți bine, dar unii stiliști sunt plătiți numai ca să, uite, să ne facă pe noi să dăm așa nu. Asta este, se întâmplă și la Casa Mai Mare, așa nu și din partea mea, dar Heidi Klum a optat pentru o multitudine de culori în ceea ce privește ținuta ei, suficient cât să primească una, așa da? Așa da. Geometrie, așa. Culori, tu te cunoști, viață. Ea. Adică e absolut, deși e foarte colorată, geometria, formele, liniile, îmbinarea lor, impecabil. Cred că ea, dacă s-ar îmbrăca într-un sac, tot ar primi așa, da, pentru că este foarte frumoasă. Mă deranjează, în schimb, acea geantă, are niște ochi de pisică pe ea, de acel pluș acolo, mi se pare că nu este din film, dar cumva o tot ascunde așa la spate, de ce devine, poate știe de ce o ascunde și a dat seama că nu arată bine, dar ea este foarte frumoasă, părul impecabil, machiajul la fel, știe când să se oprească din a-și accentua prea mult fața și trăsăturile, iar corsetul arată impecabil pe ea, deci chiar nu am ce să comentez decât de bine, drept urmare, așa da și din partea mea. Și uite că am mai încheiat o ediție, mulțumesc mult de tot că ai fost alături de mine. Eu îți mulțumesc. Dar mă gândesc să te mai invit. Asta în cazul în care mai vrei să vii? Cu mare drag. Perfect, mulțumesc mult de tot. Doamnelor și domnilor, atât din platoul Așa Da, Așa Nu, să aveți o seară extraordinară. Cameron Diaz s-a transformat total. De când a renunțat la actorie, nici nu o mai interesează cum arată. Explicațiile fostei vedete de la Hollywood imediat după publicitate. Am revenit, urmăriți Flash Monden. O știm din filme, dintr-o sumedenie de filme, dar acum dacă o vezi pe stradă, nici că o mai recunoști. Cameron Diaz s-a transformat total și numai de 2 bani pe aspectul fizic. Nu se poate așa ceva, că e atât de frumoasă. Nu se mai piaptănă, nu se mai gândește mereu cu ce să se îmbrace atunci când iese din casă. Și unde mai pui că de când a pus cariera în cui, a refuzat roluri ce i-ar fi adus peste 100 de milioane de dolari în conturi. Ce-o fi încă? Nu, și eu aș fi refuzat, dar da? Nu s-a propus. Diaz a fost mereu una dintre cele mai sexy actrițe de la Hollywood. Acum 10 ani a spus stop și nu a mai acceptat roluri în filme. A devenit mamă și a schimbat viața radical și încet, încet, nici că i-a mai păsat de felul în care arată. Mă gândesc din nou la capcana în care suntem prinși, în special în societatea noastră, față de ceea ce prețuim, ceea ce considerăm ca fiind important. Dacă este important pentru tine, este în regulă. Așa se face că pentru ea, în acest punct al vieții, nu e deloc important felul în care arată. Nu o interesează că iese pe stradă nemachiată, că nu se piaptănă mereu, astfel încât frizura să fie impecabilă. Nu mai pune preț pe imagine absolut deloc. Sunt o victimă a tuturor standardelor și exploatărilor la care sunt supuse femeile. Am investit în toate la rândul meu într-o vreme. Este greu să nu o faci, este greu să nu te privești în oglindă și să nu te judeci în funcție de unele standarde de frumusețe. Și cred că ăsta este cel mai important lucru, că în ultimii 8 ani am devenit sălbatică. Sunt ca un animal sălbatic, sunt o bestie.
are în casă mii de produse de frumusețe, creme, loțiuni, seruri, geluri, tot ce ne poate trece prin cap. Multe expiră neîncepute, altele sunt uitate în dulap sau pe rafturi, iar Cameron Diaz își aduce aminte de ele când le vede. Nu-mi pasă. Ultimul lucru la care mă gândesc în fiecare zi este felul în care arăt. Nu fac nimic, nu mă spăl niciodată pe față. De două ori pe lună, dacă am noroc, îmi amintesc, aș putea să folosesc chestia asta. Deși a renunțat la actorie, Cameron Diaz a refuzat nenumărate oferte de a juca în filme și, implicit, sume fabuloase. I-ar fi putut intra în conturi peste 100 de milioane de dolari. Dar a zis pas. Cu toate acestea, e tare ocupată. A intrat în lumea antreprenorilor și și-a lansat propriul vin. Acum e preocupată să-l facă cunoscută la nivel mondial. Da, ce să zic, o actriță foarte frumoasă, păcat că a luat această decizie, sigur că ar mai putea și ea pe aici, pe acolo. Să facă un bănuț. Da, dar las să joace în film, că e păcat, adică da, chiar mi-aș dori să mai băgăm. Uite, noi oricum o avem pe Cameron Diaz de România, pe Kiki Cioran, așa că atunci când iese dor, ne uităm pe pagina lui Kiki Cioran și o vedem pe Cameron pe vremea când era frumoasă și aranjată. Cum găsesc eu soluții? Mă uit la tine așa și mă uimesc. Și eu mă uimesc. Din calea afară, pe cuvânt. Hai, te rog eu, hai să rămânem așa cu bruma asta de inteligență și să o regăsim și mâine. Hai să mai păstrăm un pic. Mai păstrează și pentru mine, că e duminică și mergem și la biserică dimineața. Da. Ne vedem mâine seara. O seară minunată. Toate bune.